Ce am învățat? Disciplina, dezvoltare personală, o resursă pentru clasa 1. Bun găsit, dragi copii de clasa 1! Până la momentul absolvirii școlii, adică în clasa a 12 -a sau a 13, -a, sunt încă mulți ani în fața voastră. Chiar dacă sunteți la începutul acestui drum, la sfârșitul fiecărui an, al fiecarei etape, E important să vă gândiți la ce ați învățat. Clasa întâi e aproape gata și multe lucruri ați învățat la școală: alfabetul, toate cifrele, adunări și scăderi, chiar și să aflați termenul necunoscut, să faceți măsurători și să cântați. Vă invit să ne gândim împreună la cele mai importante două lucruri pe care le-ați învățat în acest an. Vom descoperi cele mai importante lucruri pe care le-ați aflat în acest an la fiecare dintre disciplinele din orarul vostru. De exemplu, la comunicare în limba română, cineva poate să răspundă: Am învățat să scriu de mână, dar tu, după fiecare răspuns, te invit să finalizezi propoziția. Să începem! La disciplina comunicare în limba română, eu am învățat. La matematică și explorarea mediului, cineva poate să răspundă. Am învățat să aflu termenul necunoscut dintr-o adunare și dintr-o scădere. Dar tu. completează propoziția. La disciplina matematică și explorarea mediului, eu am învățat. La dezvoltare personală, cineva poate spune. Am învățat să respir ca să-mi stăpânesc furia. Dar tu. Completează propoziția. La disciplina de dezvoltare personală, eu am învățat? La educație fizică, cineva poate spune. Am învățat să joc jocuri în echipă. Dar tu. Completează propoziția. La disciplina Educație fizică, eu am învățat la arte vizuale și abilități practice, cineva poate să spună. Am învățat să realizez obiecte tridimensionale. Dar tu completează propoziția. La disciplina Arte vizuale, adică desen și abilități practice, eu am învățat. La muzică și mișcare, cineva poate să spună: Am învățat să acompaniez orice melodie, bătând din palme. Dar tu, completează propoziția, la disciplina muzică și mișcare, eu am învățat. Dar nu numai în cadrul orelor de curs ai învățat o mulțime de lucruri importante. Înveți lucruri importante de la toate, peste tot. Ție ți s-a întâmplat în acest an să-ți uiți echipamentul de sport acasă? Sau cartea din care citeai în programul Toată școala citește? Ce ai învățat atunci? Cineva poate spune. E util să-mi pregătesc ghiozdanul de seara cu tot ce am nevoie. Dar să te cerți cu vreun prieten sau un coleg, ți s-a întâmplat? Ce ai învățat atunci? De exemplu, orice neînțelegere se poate rezolva dacă folosesc cuvinte. Regula de aur, poartă-te cu ceilalți așa cum vrei ca aceștia să se poarte cu tine. Ai participat în acest an la o plimbare în natură cu colegii? Ce ai învățat atunci? Dacă este îngrijit, mediul înconjurător ne oferă frumusețe și sănătate. Noi avem datoria să-l protejăm. Dar la un concurs sportiv sau școlar, ai participat? Ce ai învățat atunci? Nu contează dacă ai câștigat sau ai pierdut. Nu pierzi niciodată fie câștigi, fie înveți ceva. Acum este rândul tău. Desenează și tu un copac, copacul realizărilor tale la final de clasa întâi. De fiecare dată când înveți ceva, fie la școală, fie în afara școlii, o frunză nouă crește în copacul tău. Dacă alegi să desenezi un pom fructifer, poți desena nu numai frunze, dar și flori sau fructe. Adaugă tot atâtea elemente, câte lucruri ai învățat, și gândește-te cum te poți folosi de fiecare pentru a progresa.